Bună dimineața! Noi ne-am trezit, am luat micul dejun și acum mergem până în oraș. Vrem să mergem până la un magazin cu specific turcesc. Vreau să iau biscuiți și rahat ca să facem salam de biscuiți și până la Mueller să-mi iau o vopsea de păr. Să-mi cumpăr o vopsea de păr și vom merge un pic pe centru la plimbare să vedem ce mai facem, ce mai găsim deschis astăzi. Noi am fost până la Mueller și din păcate nu am găsit nici vopseaua de păr care am căutat-o, nici șervețelele umede. Am căutat o vopsea de păr vegană. Am o cutie acasă și am vrut să mai îmi cumpăr una ca să mă vopsesc. Am fost pe centru până la magazinul cu specific turcesc. Am luat biscuiți și rahat ca să facem salam de biscuiți. Și acum vrem să mergem până la mall pentru că pe centru nu am putut merge. Afară ploaie, este vreme urâtă. Și mergem să vedem ce mai găsim prin mall. We'll be right back.
Cumpărăturile, ne-am băgat până la Hofer, ne-am cumpărat cafea, am luat 3 cafele din aceasta de la Maroi, am luat ardei capia și o pungă de lipi din astea tortilia și 3 pachete de popcorn din acesta pentru microunde. Iar de la Spar am luat o găleată de portocale, 6 kg, 6 kg jumate termenire, o găleată. Am luat așa 6 iaurturi, acestea au fost la ofertă. Dacă luai unul era 1 euro și ceva și de la 2 erau mai ieftine. Și am luat așa 6 cu căpșuni, afine, caise, stracciatella, mango și iar stracciatella. Aici am mai luat pulpe cu aripi, 2 caserole, tot așa am prins la ofertă, la reducere, 50% din preț. Am mai luat să facem chiftele, 2 caserole de carne tocată, o caserolă de șnițele, pentru șnițele, să facem șnițele de revenion. Și aici am luat copiilor salamul, care îl mănâncă ei cu usturoi, o caserolă de roșii sherry, o cutie de mozzarella din această mini mozzarella, de mozzarella. Aici avem o salată de paste. Și aici 2 salate din acestea, salate fermier cu legume, foarte bună. Ne-am mai luat pentru mine și soțul 2 latte macchiato și un iaurt de băut Ayran. Iar aici o baghetă din această lungă și ne-am băgat la Müller. N-am găsit, din păcate, vopseaua de păr care am căutat-o și nici șervețelele umede. Copiii și-au luat bruschete din acestea, v-am zis. Și fata și-a luat un strugurel de buze. Și 2 bomboane pe băț cu ceva jucărie, dar jucăria, din păcate, e mașină și bomboana s-a mâncat. Iar de la magazinul turcesc și-au luat 2 sucuri din acestea, de portocale cu piersici. Am luat o legătură de ceapă, am găsit ceapă verde, foarte tânără și subțire. Și am luat rahat, acesta e rahatul după care am fost să iau pentru salamul de biscuiți, rahat turcesc. Este foarte... Are gust foarte bun și arată foarte frumos. Și am luat 2 pachete din acestea de biscuiți. Să facem salam de biscuiți și să vedem ce mai facem cu ei. Și acestea au fost cumpărăturile pe care le-am mai făcut noi astăzi. Noi ne punem acum să mâncăm. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Cred că am să închei aici și vlogul de astăzi. Și am să mă pun să-l editez, să intre undeva pe mâine. Astăzi este miercuri și vrem să vedem ce mai putem face pe ziua de astăzi, dar o să revenim într-un alt vlog. Am să închei și vlogul aici. Noi vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit, pentru că ați rămas cu noi până la final și vom reveni în curând cu noi videoclipuri culinare și cu noi vloguri. Până data viitoare, rămâneți cu bine! Ciao!